Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nord în berbec, etalare pentru decembrie. Îmi pare foarte rău că n-am reușit să fac noiembrie. Din acest motiv, o să amân săgetătorul care, deși este sărbătorit și ar trebui să fie onorat cu prima poziție, fac mai tine restanțieri și apoi sărbătoreții. Asta pentru că ultima etalare pe noiembrie s-a terminat cu săgetătorul. Totuși a fost destul de târzioară cât să cuprindă eventual și începutul de decembrie. Rămâne de văzut cum ne vom așeza spre sfârșitul anului și anul viitor. Sunt multe lucruri pe care încă n-am reușit să le spun tot anul. Sper să reușesc până la sfârșitul anului. Dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendentul, lună, nord în berbec, haideți să vedem totuși ce mesaje aveți pentru decembrie. Situația, deocamdată situația generală sau ceva, în mod special, un mesaj general, special. Berbec, soare, lună, Venus, ascendentul, lună, nord în berbec, decembrie 2022. Iată, se termină și 2022. Vestitul specialul. Decembrie 2022. 14 aveți. Dar aici este reprezentat de o vulpiță. Vulpița care în general reprezintă viclenie, dar și strategie. Vedem ce legătură are. Poate pentru că 14 înseamnă temperanțe, vindecare, trebuie să vă vindecați de o persoană vicleană, bun strateg sau strateg. Dar cu intenții ascunse. Interesant cum simt, așa am senzația. Am senzația că aspectul plăcut, decorativ, acoperă umbra. Rămâne de văzut. 4 și cu 1, 5. O chestiune care ține de... Ia uite, și 12. Vești. Vești neplăcute la distanță, eventual. Care aduc transformare și capacitatea de a manifesta stabilitate și soarele interior. Soarele interior pentru că 3 și cu 1 înseamnă 4. Stabilitate. Puteți să manifestați acest soare interior. Puteți să începeți ceva nou în momentul în care vă vindecați stresul ce înseamnă transformare de niște chestiuni traumatizante din trecutul vostru, îndepărtat din copilărie. Face parte din călătoria vieții, eu știu, prin ce ați trecut. Niște vești, 12, țineți de spânzurat. Acele vești, acele influențe negative, oameni vicleni, eventual 4 și 1, 5, vreau să zic 5, marele preot acasă sau în cultura, în tradiția în care ați fost crescuți, eventual. V-a afectat foarte mult. Felul în care ați văzut lucrurile, însă, hai să mai vedem, Berbec. Berbec, soare, lună, Venus, ascendentul, lună, nord în berbec. Orice vești ați primi, tratați-le. Măcar în aparență fiți calm. Păstrați-vă calmul, echilibru, apropo de temperanță, și gândiți în mod strategic, orice ar fi. Da? Cum să mergeți mai departe, apropo de călătorie? Cum să transformați? Cum să manifestați ceva nou, mai ales acest soare interior, cum să vă păstrați soarele, copilul interior, cât mai sănătos, cât mai vioi, cât mai puțin afectat. 4 și 1, 5. Înseamnă schimbare, înseamnă credință, păstrați-vă credința, dincolo de aceste influențe. 2 și 1, 3 și 3, iar se repetă, 3 înseamnă comunicare, eventual la distanță, vești. Berbec, soare, lună, Venus, ascendentul, nord în berbec, odată, de două ori, de trei ori, tăiem și vedem. Ia uite, sunteți la răscruce de vânturi, de drumuri, trebuie să alegeți, să vă faceți planuri, dacă e vorba de planuri, de călătorie, că după doi urmează trei, asta pentru că auziți de una de alta, gândiți bine, gândiți bine. Regele de spade, l-am văzut și în timp ce am amestecat, valetul de monede și faetonul.
Hai să și clarificăm. E un trecut. Poate unele dintre voi aveți un copil faletul de monede cu un bărbat autoritar, logic, strateg, care nu arată, apropo, mersi, care are capacitatea de influența mental, de a manifesta în plan fizic ceea ce gândește, ceea ce rostește. Zic, vedeți, mare grijă. Hai să clarificăm. Cărțile arată bine. Faeton înseamnă și călătorie, apropo de călătorie. Gândiți logic, organizați în gândul vostru o călătorie. Eventual vă gândiți cum să faceți bani, cum să o puneți în practică cu valetul. Poate studiați harta, valetul de monede studiază, apropo de călătorie. Dar nu e vorba doar de călătorie practică, cât și eliberare, pentru că faetonul merge către stea, către vindecare, temperanță, e cât mai aproape de stea, da? Mai sunt doi pași până la stea, foarte grei, într-adevăr. După temperanță apare diavolul și turnul. Așadar, cred că de anul trecut încercați să vă eliberați de cineva. Aha, interesant cum vine mesajul. Și încă mai aveți de trecut. Un pas, doi, depinde. Până ajungeți la acea vindecare. Care vă va atrage destinul. Clarificăm regele de spade. Odată. Unde fac? Clarificăm regele de spade. Pentru berbecuți și berbecuțe, soare, lună, venim să ascendem nodul nord în berbec. Upsa! Ce-a sărit? Invers. A venit 3 de bâte invers. 3 de bâte înseamnă distanță, înseamnă să privești îndepărtare cu speranță, cu optimism, viziune, da? Dar a venit invers. Chestiune de justiție, secrete, împărăteasă. Oh, și regina de monede. Probabil că au fost conflicte între voi și o soție și o mamă, a cuiva, niște secrete care în loc să... care au de fapt... au creat un dezechilibru, o nedreptate. E o situație care, teoretic, putea să fie dreaptă, echilibrată, dar nu a fost. Mai dăm valetul de monede. Valetul de monede, clarifică. Vreau să spun că, dar vreau să văd și celelalte cărți un pic, ia. Trei de bâte înseamnă și lipsa speranței, a credinței și a viziunii. Poate să fie și o variantă negativă a acestui rege de spade, persoană logică, dar care nu are viziuni pe termen lung, tocmai din lipsa credinței. Pentru că, dragii mei, credința, apropo de 14, 4 și cu 1, da, temperanța, echilibru, se reduce la 5, marele preot, la credință. Și ambele sunt cărți și spirituale, dar și tradiționale. Și cine în tradiții, cine în restricții, trebuie să se schimbe, 5 înseamnă schimbare, și să înțeleagă că mai sunt și alte forțe supranaturale. Valetul de monede. Dacă vreți unii alte detalii, puteți să căutați în alte părți. Deocamdată, ăsta este stilul acestui canal. Cine s-a obișnuit bine? 5 de spade. 5 de spade. 4 de spade. 7 de cupe. Au fost niște confuzii care a trebuit să... Și nu doar confuzii, lipsa de implicare. Lipsa de implicare a unuia, eventual energie masculină posibil, dar nu obligatoriu. Lipsa de implicare în viața voastră v-a creat confuzii. Însă... Ce zice?
Interesant, unul a ales cele mai bune vinuri, altul a ales spiritul. Cel mai bun spirit. Așa l-am simțit, probabil. Dar conflictele pe care le-a trăit referitor la acest personaj, jocurile mentale, numai carte pe faeton, v-au îndemnat pe unii dintre voi să alegeți dintre toate alegerile pe care le puteați avea. A fost cea legată de spirit, de varianta aceea superioară, dincolo de strategii de minciuni. Există și o variantă bună. Nu spuneți nici voi tot, învățați să fiți înțelepți, nu zic prefăcuți, să fiți înțelepți. Faetonul. Asta? Patul de monede. Nu știu cât ne ajută, da. S-a lăsat tăcerea pe această dragoste, pe o dragoste. Că a fost separare, separare provocată, da, separare, turnul și lumea. Provocată de destin, tocmai ca să vă vindecați. Apropo de vindecare, am zis, unul a ales vindecarea spirituală, altul a ales băutura, petrecerile, egoismul eventual. Să pună bani deoparte, să joace mental cu ceilalți. Dacă v-ați eliberat, și sper că v-ați eliberat de aceste jocuri mentale, de o atitudine, în practic, imatură, valetul totuși e imatur, în condițiile în care un personaj avea un potențial mental destul de important. Dar degeaba este un personaj inteligent dacă se practică, se poartă ca un valet. Da, în fine. Nu prea îmi place cum arată. Hai să vedem. În prezent. Regina de spade. Interesant. Regele și regina de spade. Acum deveniți voi logici. Comunicați altfel. Regele de cupe. Pentru că ați învățat să vă echilibrați. Interesant. Îți iei urechea. Probabil că e o confirmare. Ați învățat să vă iubiți. Ați mers către stabilitate. Patru de monede. Nu doar financiară. Dar în trup, aș spune, și stabilitatea în trup implică și stabilitate emoțională, regele de cupe. Și, repet, inteligență. Iar moartea în prezent. Cu alte cuvinte, transformare. Mergeți, sunteți. Am mai apărut la etalarea pentru, o să vedeți, pentru decembrie la alegerea, a apărut la un număr tot așa. Veți vedea dacă îl alegeți voi. Transformare. Dar hai să vedem la clarificări. Transformare, moarte, emoțională și mentală. Pentru că aveți nevoie de stabilitate și mergeți către vindecare, stabilitate. Clarifică regina de spade. Văd mai multe, dar până nu clarific, mi-e greu să spun. Mi-e greu? Nu vreau. Regina de spade, pentru prezent, berbeș, berbecuțe. Interesant, probabil că aveți pe cineva în preajma voastră, știu. Berbeși care au în preajma lor balanțe, peștrac, scorpioni, personaje, rude, membrii ai familiei voastre. Probabil că este și energia lor. Ah, interesant. Dacă v-ați separat, pentru unele doamne, dacă v-ați separat de soțul vostru, probabil că l-am dat copilul vostru a suportat niște conflicte, niște bârfe, niște atacuri din preajma celor din. Eu știu, de la școală. Dar, cu răbdare, își găsește echilibru. Sper. Regina de spade. Clarificăm regina de spade. Trei de spade, ia uite. Cavalerul de rute.
a fost frumos cât a fost. 10 de cupe și 5 de cupe. Am zis, unul a ales băutura, regina de bâte puteți să fiți voi, celălalt a ales spiritul, vindecarea. Chiar dacă e mai grea, băutura aduce satisfacții pe moment, da? Uiți. Ia, regele de spade a fost clarificat de roata norocului. Și moartea. Pentru unii dintre voi aveți pe cineva cu marcaj în scorpion, în racămă special, cel puțin în trecut, nu știu în prezent. Dar în trecut aveți pe cineva cu marcaj în zodia racului care vă oferă stabilitate. Practică. Hai să vedem moartea, clarifică moartea. Clarifică moartea. Berbecuți și berbecuțe. Soare, lună, Venus, 4, ups. A, și mi-aduc aminte că și în viața cuiva, probabil că există un parastaș ceva, o aducere aminte. Cu patru de spade poate să fie o aducere aminte a unei dureri, a unei pierderi. Da. Pentru unii dintre voi știu sigur că ați avut un scorpion, pe cineva cu marcaj în zodia scorpionului care a murit. Poate să fie bunic, poate să fie tată, poate să fie, da, și probabil că acum vă aduceți aminte, dar vă vindecați. Patru de spade înseamnă și vindecare. Vă vindecați de traumele acelea. Am văzut 13, da? De traumele acestea, copilul, care v-a afectat spiritul vostru acela, copilăresc. Bătăios, glumeț. Și eventual 3 și 4 de spade. Vedeți lucrurile altfel. Aici este, mi se pare, în acest moment, regina de spade înțeleaptă. E o lumină în vârful spadei. Lumina aveți și în mână. Iar începe să gândiți altfel. Aș spune prezent. Că tot a apărut vulpea. Mă, ce seamănă cu Hürrem? Nu e așa că seamănă cu Hürrem? Poate că și aici este o trimitere. Știți cine era Hürrem? Era soția lui Suleiman Magnificu. E un serial care mi-a plăcut foarte mult. Și în Anglia lor măream. Scuzați-mă, scârție și scaunul și vreau să mă așez mai bine. Apropo de strategii, durerile, pierderile, ne învață bârfele, atacurile din copilărie, ne învață să fim mai, nu musai vicleni, buni strategi, mai înțelepți. Varianta bună a acestei vulpițe, da? Și dacă cineva în trecut v-a rănit, hai să nu mai arăt cu degetul că nu este frumos, da? Regele de spade, acum sunteți voi regina de spade. Care, dragii mei, regina de spade? Mie îmi place, pot și eu să fiu. Și sunt. Adesea, pot să zic adesea. Pentru că regina de spade a iubit, măi, a iubit până la durere. Și nu mai vrea să mai sufere. Nu, își folosește mintea. Are viziune. Dacă acel rege de spade și-a pierdut viziunea cu trei de spade invers, ia uitați ce lumină aici pe al treilea ochi, da? Și vorbește altfel, înțelept. Interesant că apare justiția, dreptate, chestiune de dreptate. Discerneți dincolo de frici, de confuzii, de poate chiar triunghiuri amoroase, de prietenii care creează mai degrabă confuzii și mai puțin oportunități. Și dacă discerneți, puteți să vă creați voi oportunitățile voastre. Hai să vedem ce apare și în viitor. Dar e timpul, roata norocului. Iar rac, scorpion, ce înseamnă asta? Poate e timpul să faceți un parastas pentru cineva care s-a dus. Poate e timpul să vă vindecați de cineva pe care i-ați pierdut. Că regele de cupe înseamnă vindecare și echilibru. Poate că e timpul să schimbați ceva în relația cu acel
personaj posibil rac care vă oferă un anume tip de stabilitate. Energiile vin și pleacă și aici este înțelepciunea lumii și a voastră, sper, a unora dintre voi. Regina de spade, regele de cupe. Înțelegeți că, da, au fost suferințe, dar vin și bucurii, vine și echilibru. Și iar or să vină alte suferințe, ca și la clepsitre, și clepsitrea se mișcă. Timpul trece, curge, o chestiune de timp, interesant, și aici e timp, un mecanism. Ați înțeles de ce atunci s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum va fi altfel, acum veți vedea lucrurile altfel. Asta e. Poate nu e cea mai spectaculoasă, rămâne de văzut pentru viitor, dar, ia uite, doi de monede, viitor, nouă de spade, ei rămân să sufere, voi nu cred că veți mai suferi, sper, și șapte de monede, da. Ia uite, cu răbdare, cred că pe la anul, dragii mei, sau sfârșitul de an, se lasă cu ceva, ia uite, ceva dragoste, eventual. Vom vedea. Mai încolo, mai încolo. Mai pe la bănuiesc. Deocamdată. Ia uite, la capătul setului de cărți, trădări, suferință, trei de bâte, la distanță, dar trădările astea le depășiți. Exact ce am vorbit până acum, cu credință. Cu speranță. Vă ridicați, înțelegeți lecția învățată, lumea. Înțelegeți că trebuie să păstrați cupa plină cu lumină. Interesant că și aici e lumină în cupă. Sufletul deschis, în echilibru. Ca să manifestați stabilitate, cu cine o fi, când o fi. Nu știu, e o trădare de care vă eliberați. Măi, măcar acum la sfârșitul anului să vă eliberați de ea. Hai să clarificăm. Doi de monede. Clarificăm doi de monede. Pentru berbecuți și berbecuțe. Doi de monede. Șase de cupe. Interesant, simt că vă întâlniți cu cineva din copilărie, din orașul în care stați, în care ați crescut, e o zonă a trecutului, cineva din trecut vine și vă echilibrează în acest doi de monede, în aceste cărți, apele în spate sunt line, sunt clare, a zis echilibru, chiar dacă aveți de jonglat între două situații, între copil și job, între aia și aia altă. Nu mai sunteți agitați pentru că vă vindecați. Eu așa văd transformare, vindecare și posibil e de mai mult timp și cred că nu stau să urmăresc toate etalele, nu mai știu ce am zis luna trecută, nici n-am făcut pe noiembrie, dar au fost la alegeri, da? Au fost alte etalări. Dar a spune că cineva din trecut vă ajută să vă echilibrați, eu așa văd. Mai dăm pe 9 de spade. Asta? Cavalerul de cupe, pe care l-am văzut mai devreme. Ia uitați-l aici. Cavalerul de cupe. Și 7 de monede care reapare și aici. Și lumea. Vă gândiți azi, apropo de strategie, uitați aici, strategie. Altfel de strategie, da? Vă folosiți mintea cum să puneți în practică, în ce să investiți, ca să vă păstrați stabilitatea, echilibru, pentru că lumea, într-adevăr, trăim vremuri la nivel foarte tulbur, pentru că ați avut o dezamăgire, 4 de cupe în dragoste, pentru că sunt multe motive. Am zis, da, 7 de monede. Aveți răbdare cu voi, cu planurile voastre. Și dacă încă veți mai avea cât un stres, 9 de spade,
Am spus, este cineva în preajma voastră care vă aduce, poate să fie copil, poate să fie prietenia cuiva, cavalerul de cupe care vă alină. Eventual, dacă voi ați ajuns la acel grad de înțelepciune și echilibru emoțional, voi îi liniștiți pe alții. Sau voi veți depăși sau le veți arăta altora cum să depășească stresurile. Ia mai nu o carte pe 7 de monede. E o chestie așa mai multe... Ia, 7 de monede. Aș spune mai mult terapeutică. Da, nu știu, arată... Da, berbec, vorbim despre de berbeci, dar și berbecii, nu vă supărați, berbecii maturi, unii chiar pot să fie foarte profunzi și foarte asumați și foarte echilibrați. Eu am văzut berbeci echilibrați. Sunt și zbunciumați toată viața, dar ia, 10 de bute. Iar revine, da? Vrei să începeți ceva nou din punct de vedere financiar, care să vă aducă bucurie și stabilitate financiară. Și sunteți hotărâți să depuneți tot efortul fizic, aici e foc 10, da? 10 de foc, să investiți în ceva cu toată pasiunea. Dar știți că trebuie să... Să vă gândiți bine. Acum, ce ar mai fi de văzut? Și asta plecând de la 14, de la temperanță, strategie, vindecare. Minciuni, dacă cineva v-a mințit, dacă voi v-ați mințit, că adesea noi ne mințim, ușor să dăm vina pe alții, noi ne mințim, prezând una sau alta. E un anume tip de trezire. Moartea aduce transformare și e tot o trezire la o nouă viață. Mai dăm o carte pe roata norocului în prezent, rog frumos. Împăratul, interesant. Mergeți către stabilitate. Am zis soarele interior 4 și cu 1, uitați-le aici. Transformare 1, manifestați 3 și cu 1, 4, soarele interior. Da, aici mai facem și filozofie. Dacă vreți alte canale, unde nu știu ce fac pe alte canale. Eu ascult doar în engleză, ca să știți. Da. Pentru unii dintre voi, mare grijă, dacă aveți un copil stresat, încercați să-i înțelegeți. Iar mare grijă dacă vine cineva din trecut, ia uitați, regele de spade revine din trecut. Zice că v-a iubit, dar n-a putut să... 7 de spade, minciunele, ascunzișori, dar n-a putut să vă arate, că n-a știut cum să vă arate. 2 de monede, iar e pe 2 de monede, 6 de cupe înseamnă împăcare și este sub regele de spade. Dragii mei, nu uitați, dragile mele, nu uitați dezamăgirea din trecut. Fiți înțelepți, înțelepte. Și atunci să rămână ei cu stresul, 9 de spade, să rămână a lor, pentru că da, se stresează cum să vină să se împace cu voi. Na, nu e, nu. Și pe 10 de bute, te rog frumos, pe demă parte. Ia uite. 10 de bute. Dacă v-a consumat așteptarea în acea relație, măi, fiți puternice. Începe, sau puternici, începeți ceva nou, generați o afacere, un proiect, ceva al vostru. Chiar în casa voastră sau, și în momentul în care vă concentrați pe lucruri practice pe care le puteți avea, veți avea un alt sentiment de putere și veți atrage oameni puternici, veți atrage altceva. Decât să vă luptați în relații, să depuneți doar voi efort, nu știu dacă e normal, nu dacă vă convine regina de bâte, da? Aveți un suflet pereche care vrea să construiască, da, cu voi. Urmează să vină. Urmează, în cazul în care nu l-ați întâlnit sau n-ați întâlnit-o. Hai să vedem.
mesaje. Cu alte cuvinte, nu știu, din punctul meu de vedere, da, te implici, dar că vezi că te implici mai mult tu decât celălalt, e un semnal. Și trebuie să învățăm și din dezamăgirile alea, nu din acest motiv ne sunt date dezamăgirile ca să devenim mai înțelepți. Ca să putem să vindecăm traumele și să-i vindecăm și pe alții. Așa zic eu. Dacă voi aveți altă părere, mare grijă la cei care vor mai veni din trecut să se împace cu voi. Ce aici? Ia uite. Dragostea este peste tot în jurul vostru și aici pe turnul. Într-un mod neașteptat va veni dragostea. Probabil că da, persoana care vine din trecut. 4 și cu 7, 11, justiția, persoana nedreaptă are un sentiment de dor. Își dorește să atingă de voi, este dor de voi. Voi știți ce faceți, persoana aceea care v-a dezamăgit. Da, eu zic că veți avea o altfel de dragoste care vă va echilibra, nu vă va dezechilibra. Da, ia uitați ce frumos, o nouă dragoste. Da, măi, lăsați să vină. Lăsați să vină. O nouă dragoste la orizont, vă rog frumos. Advice. For Aries, relax, calm down. Așadar, calmați-vă, berbecuți, faceți și voi o baie caldă, dați-vă cu mirodenii, cu ce vreți voi să vă dați pe voi, că vine o nouă dragoste. Protejați-i pe cei dragi, că vin sărbătorile, fiți mai în spațiul vostru interior și va veni. Ia uitați, da? Am zis bine. A, că zice el la bine. Depinde ce vreți voi să luați. Lăsați trecutul în urmă. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.